Bună ziua, bună vreme! Bine v-am găsit, dragi oameni buni! Ce mai faceți? Care mai e viața dumneavoastră? Dacă suc acolo, prin jurul cozii. Începem cu un cântec pe care îl dedicăm tuturor sărbătoriților zilei, tuturor sărbătoriților zilei și mai ales acelora care ne-au spus că vor împlini 50 de ani și au ajuns la jumătatea vieții. La mulți ani, numai ca atenție, 50 de ani nu e jumătatea vieții, 50 de ani, știți care e speranța de viață, e cam două treimi din viață, dar n-am vrut să vă întristez. Hai, cântăm! La jumătatea vieții privesc în urma mea. De-a lungul anilor am mers și-am mers, dar nici o amintire nu s-a șters. Mi-a fost prieten râsul și plânsul uneori. Au fost deasupra mea și cer senin, și-a fost și cer de neguri plin. A fost și bine când mă gândesc, a fost și rău, că așa e drumul omenesc. Prin toată lumea am hoinărit și-am luat din viață tot ce mi-am dorit. A fost și bine când mă gândesc, a fost și rău, că așa e drumul omenesc. Atâți prieteni am cunoscut, dar câteodată cine prieteni am avut. La jumătatea vieții mă-ntreb mereu de ce, de ce atâtea flori am strâns și-am luat. Pe altele în picioare le-am călcat. La jumătatea vieții privesc în urma mea. De-a lungul anilor am mers și-am mers, dar nicio amintire nu s-a șters. A fost și bine când mă gândesc, a fost și rău, că așa e drumul omenesc. Prin toată lumea am hoinărit și-am luat din viață tot ce mi-am dorit. A fost și bine când mă gândesc, a fost și rău, că așa e drumul omenesc. Atâți prieteni am cunoscut, dar câteodată cine prieteni am avut. De-acum privesc înainte, nu mai gândesc ce vine. Nu vreau să-mi amintesc de ce-a fost rău. Privesc doar înainte. S-a dus o jumătate, dar viața tot mi-e dragă.
și înaintea mea de acum mai am o jumătate întreagă. Matilda Pascal Cojocăriță, hai să vedem cine e la telefon. Apoi după aia mă apuc de citit, da? O ștasă din Breaza, nu v-am sunat de mult acum. Ia să vă ascult. Domnul Vaidan. Da. Aș vrea, dacă până la sfârșitul emisiunii, ați putea să dați o melodie cu Petrică Mureșan. Fă-mă, Doamne, tot ce-ți place. Se potrivește perfect cu slujba de la biserică de azi. Acum o să înceapă campania și o să fie refrenul unora. Fă-mă, Doamne, tot ce-ți place, dar primar nu mă mai face. Nu, am înțeles. Eu nu spun de asta. Să-i urez la mulți ani surorii mele care în 13 au avut o frumoasă vârstă. Dar asta, melodie, se potrivește exact cu slujba de la biserică de astăzi. Da. Acum am ascultat-o pe YouTube și e perfectă cu slujba și-o fă la biserică. Acum am venit la biserică, am văzut asta și am zis să fiu primul care vă sunt. Cred că primul, nu? Bine, vă mulțumesc. Stai să citim de aici. Uitați ce zice aici. Asta nu uit. Am dus la jumătatea vieții. La jumătatea vieții, că 100 de ani ar însemna să fie 50, da? Și noi cam 70-75. Dar uite că domnul Ion Ploscar, șoferul din Frata, a bătut 84 de ani. Păi vă doresc să demonstrați că 50 de ani e jumătatea vieții. La mulți ani, șoferul din Frata, toată lumea știe. Ia uitați aici. Viorela Erinei, fost vânător de munte la Borșa, în Marea Mureș, îi sărbătorește azi ziua de noastră. Urările vin din partea lui Gigel de la temelie din Fălticeni. Bă, și tu, Viorele, să ajungi 100. Bun. Stai să mai citim ceva de aici, că mi-a rămas o restanță de duminica trecută și eu am zis că o citesc. Dar stai să vedem dacă e restanță sau e mai nouă. O citesc pe asta, că e mai nouă, mai din popor. Ana Godri, bună ziua, doresc o melodie soțului meu, Ioan, din Luduș. Gheorghe Ildico, bună ziua, următoarea melodie să fie spre soțul meu cu ocazia zilei de nume și mai ales că peste o lună va face frumoasa vârstă de 50 de ani. Ia uite, să îmbucă treaba. La mulți ani și numai bine din partea mea, soția Ildico, a fiicei Andreea și din partea nepoatei Cristina. Iar dumneavoastră multă sănătate din Homorod, Brașov! Stai să văd ce vine. Oameni buni, mă uit așa la televizor, noi ăștia mai copți, ne mai uităm la televizor și zicem, zic ăștia ai noștri, o grămadă de jurnaliști. Bă, nu, le spun ziariști. Pe vremea înainte de 45, ziariști erau copiii care vindeau ziare, să știți. Erau ziariști. Cei care scriau erau jurnaliști. Bun, acum vorba aia, ziariști avem mulți, jurnaliști mai puțin, dar în orice caz, spuneau că tot ce avem noi acum, ei am rupt gura târgului, acum trăim, avem muzică, avem de toate felurile. Dar să știți că și până aici, bă, bunicii voștri și părinții n-au murit, mă, nici înainte de 89. Păi vă arăt eu acum, să vă uitați astăzi, să vă arăt, pe vremea când și România era pe harta marilor festivaluri de muzică ușoară din Europa. Și dacă era din Europa, era și din lume, că Europa era tare. Da? Nu eram fie cine, ori și cine, cum se zice. Uitați, era festivalul Cerbul de Aur de la Brașov. Tare de tot. Până când, mă rog, i-au tăiat coarnele, că era o coproducție de aia cu francezi, știi cum era bancul ăla la filme, cu actorii lor și ca ei noștri. Și s-a dus. Dar uitați-vă și să vedeți. Uite, acum vi-l arăt astăzi, vi-l arăt pe unul dintre cei care a câștigat Cerbul de Argint, în primele ediții, înainte de 70. Josef Laufer. Uite-l. Don't you cry, oh baby, I was telling you this old song, oh baby, will be through with you. Something just I know, dear, when the flying cloud comes across your way, all along I say,
don't you cry, oh baby, don't you be so sad. The smile in your eyes, dear, makes me all so glad. Give me please a present, one smile of the sky, my darling, don't you cry, oh baby, don't you be so sad. Something just I know, dear, when the smiling cloud cross a gory way, all along I say, don't you cry, oh baby, don't you be so sad. The smile in your eyes, dear, makes me all so glad. Give me peace and prayer. Smile of the sky, my darling, don't you cry, oh baby, don't you be so sad. I say no, 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 you won't cry no more, my baby. Așadar, veneau soliștii mari, interpreții mari din Europa și cântau, trebuia să cânte și o piesă din repertoriul românesc. Asta a cântat, nu mai plânge baby. Acum mai cântă e din afară românește, ce să cânte? Oh, mă rog. Ia uitați ce scrie aici, Leon Timborse. La mulți ani prietenului meu, Sorin Puț, din Apa, județul Satu Mare, cu ocazia zilei de naștere. Și dragul mi era satul nostru cu o zana cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul, în care se oglindea cu mânire cetatea neamțului. Adicit, Ion Creangă. Tuturor doamnelor și domnișoarelor din Târgu Neamț, semnează Nuții Găucă. Hopa, dăm telefonul. Alo? 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 Da! Alo? Da, aud, ziceți! Mult stimabile și iubite, domnule Vaida. Nicolae Ceaușescu, da. Așa mă chinuiesc de foarte mult timp să vă prind. De unde ne sunați? Din Bistrița. Opa, stai că așa. Spre Bistrița stăm cu fața, că sunt senior al cetății în Bistrița. Ia, da. Așa. Unde plouă de azi dimineața, așa mocănește. A, și la noi, să știți, și la noi. Vă ascult, ziceți dedicațiunea. Domnule Vaida, am două dedicații scurte și concise. Una înspre comuna Cușma, județul Bistrița-Năsăud, acolo lângă dealul Negru, da? Pentru finuța mea Nicoleta și mama ei Miluca, și a doua pentru iubita mea prietenă din Bistrița Vârgăului, Simona. Oh. Și pentru mama dumnea ei. Mulțumim! Dacă se poate, o priceasnă frumoasă, că așa intrăm în post. Mai încolo, de mâine intrăm tare în post. Dar nu mă iau de azi. Bine, vă mulțumesc. Hai la ale noastre. Da. Și vă țuc de nu vă vedeți. Așa îmi trebuie. Mulțumesc. Oameni buni, ia uite să cânte o doamnă de o vârstă acum venerabilă, dânsa nu se ascunde vârsta. Este bistrițeancă la bază, că tot am vorbit înainte în Bistrița, trăitoare în Târgu Mureș. A fost căsătorită acolo cu un medic ortoped, după care poartă numele de Stoica. Marioara precum Stoica. Băi, nănaș, fii atent acum, după Valea Ilvelor, mă, din Bistrița, vine Marioara precum Stoica, mă, să ne cânte, mă. Am nespui, mă! Pe doamna Marioara cântă de când te jucai tu cu deaște un țârfă, mă. Ce? Da, nu mă-ndor de mare.
ușele, da, da, e da, da, e da. Ne bucurăm să primim tot timpul tot felul de apariție editorială. Înseamnă că lumea are încredere în noi. Uitați, eu vă arăt acum o revistă de cultură urbană. Apare aici la Cluj, Orașul. O să vorbim despre ea în emisiunea asta. Deocamdată trecem mai departe și vă spun așa, oameni buni, acolo, în apoia doamnei Precup, erau mănunchi de instrumentiști absolut genial în România, dacă v-ați uitat. Unicat. Niciodată, în afară de Cluj, nu i-a adunat nimeni pe toți să fie împreună. Doi de la Cluj, Barte și cu Kalman, și ceilalți erau din Republica Moldova, începând cu Cezar Cazanoi, Andrei Oler, cu Andrei la contra, nebunie. Asta este. Nu l-am uitat pe Sergiu Cebotari. Frumos! Ei, mulțumim sponsorului emisiunii noastre, restaurantul Chios din Cluj. Și acum luăm un telefon să vedem. Alo! Bună ziua, domnul Vaida! Bună ziua! Ștefan Alexandru, sunt din Cluj. Da, domnul Sandu, vă ascult! Bună ziua, domnul Vaida! Felicitări pentru prima piesă care ne-ați oferit. E, v-am oplut de nostalgie! Ați răscolit multe inimi. Și acum să trecem la cărțile de identitate. Și acum să trecem la dedicații. Prima dedicație este pentru dumneavoastră și pentru întreaga echipă care realizează această emisiune și sponsorului dumneavoastră, restaurantul Chios, domnul Ștefan Godola. Da. Și a doua dedicație este pentru mama mea, Ștefan Margareta, care locuiește în piața mea, Viteazul, Cluj, la Boca. Acote aici. Și în mai face vârsta de 85 de ani. Îi doresc multă sănătate și fericire. Să dea, domnul, să fie bine. Încă o dată mulțumim pentru că existați. Sănătate și fericire. Mulțumim. Ia uitați, pleacă dedicațiunea următoare înspre domnul general Florin Popescu, din secția parchetelor militare, urări respectoase din partea clujenilor, în numele cărora semnează Ana Augusta Voievod, și de la noi. E, nu ne-am oprit cu cerbul de aur. Ați reglat-o probabil pe cerbul de argint. Ia să vă arăt acum și o interpretă frumoasă, foc, foc. Și ca întotdeauna cei frumos suferă, în concurs a cântat din repertoriul românesc Of Inimioară. Ha!
Mr. Barnard, I need now a new heart, because my poor heart has fallen in love. It was a nice night, and he held me so tight. My heart was burning like stars above. Oh, Mr. Doctor, oh, please be so kind. Save my hopes and my love with the heart. Oh, Mr. Doctor, please don't change your mind. I'm so sure that I need. Give me a new heart. I need a big heart. Please, I insist. He's like a river with blood full of fever. Uite așa, cărcotașii care zic că înainte de 89 nu s-a cântat și în alte limbi în România pe scenă, n-au dreptate. Dreptic că era perioada de zghețului acolo. Era 71. După a venit 71 mai în vară și m-a avut. Dar, bă, ce a fost, a fost. Să-mi fac datoria să citesc despre revista asta. Mare chestiune că este o inițiativă particulară. Așa, egida sub care apare această revistă este Fundația Culturală și de Caritate pentru Protecția Patrimoniului Cultural Național, Carpatica. Fondată în 1996, președinte era arhitectul și este. Atenție, 1996 a apărut, președinte este arhitectul Ionel Vitoc, prietenul nostru. Cu mine e aproape dintr-o zonă, că e din Vălenii și Omcute, de pământ, e al nostru. Membri de onoare, academician Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Academician Marius Porumb, academician Dumitru Protase, profesor universitar Radu Duc Munteanu, profesor universitar Dafin Mureșanu. Bă, de greșesc vreunul, mă iertați. Director general, evident, domnul Ionel Vitoc. Senior editor, academicianul Ioan Bolovan, Marcel Mureșanu, Constantin Zărnescu, Teodor Ardelean. Redacția, Horea Bădescu,
Ion Cristofor, Constantin Cubleșan, Viorel Hodiș, Negoiță Lăptoiu, Teodor Mateescu, Virgil Mihaiu, Vasile Muscă, Ovidiu Pecican, Mircea Popa, Titu Popescu, Constantin Râpă, Adrian Țion. Grafica, numărul acesta, este semnat de Valeriu Gheorghe Teodorescu. V-ați dat seama ce nume aici? Fenomenale. A mai ajutat. Au ajutat o grămadă de oameni ca să apară revista asta. Și uneori și Consiliul Local. Mă rog, da, o să mai discutăm despre asta. Dar nu uităm, tocmai, ce zice profesorul universitar Vasile Muscă. Cum a ajuns el să scrie aici? Zice, am nimerit relativ recent în cercul intelectual pe care, datorită harului prieteniei cu care a fost dăruit, l-a consolidat în jurul personalității sale sub numele de Fundația Culturală Carpatică, excelentul arhitect clujan Ionel Vitoc. Punem aici și acum, dați așa, vine, facem și noi o dedicațiune, mai citim una de aici și fac una prin viu grai. Înspre Ana Maria Prună, de ziua sa de naștere, de la Lodovica Borbel din Prislop, Maramureș. Mai pleacă melodia următoare și spre colegul nostru de suferință, Călin Angheluș. Este un fan al interpretului. Mă rog, nu-i de ziua lui, Călin are, nu-i ziua lui de naștere. El are ziua de naștere când și de câte ori vrea. Dar în gest așa de prietenie să-și aducă aminte de aventurile cele de-a doua tinereți. Hai! Sunt prieten cu paharul și dușman cu buzunarul. Lumea zice că beau mult, dar eu de lume n-ascult, dar eu de lume n-ascult. Gura lumii bat-o sfântul, n-o astupă nici pământul, n-o astupă nici pământul. Primul pahar îl beau pentru mine, al doilea pahar îl beau pentru tine, al treilea pahar, noroc, fericire, al patrulea pahar, să trăiți la mulți ani! Masa fără de pahare e ca ziua fără soare. La un vin și o vorbă bună, toți prietenii se adună, toți prietenii se adună. Când bei vin și-ți este bine, toți prietenii-s cu tine, toți prietenii-s cu tine. Primul pahar îl beau pentru mine, al doilea pahar îl beau pentru tine, al treilea pahar, noroc, fericire, al patrulea pahar, să trăiți la mulți ani! Și dacă te iei cu vinul, uiți amarul, uiți și chinul. Vin și friptură să fie, și-apoi să vezi veselie, și-apoi să vezi veselie. Să ne cânte lăutarul și noi să golim paharul, și noi să golim paharul. Primul pahar îl beau pentru mine, al doilea pahar îl beau pentru tine, al treilea pahar, noroc, fericire, al patrulea pahar, să trăiți la mulți ani! Am să chefuiesc să beau, după lume nu mă iau. Beau și vin, beau și rachiu, cât o să trăiesc nu știu, cât o să trăiesc nu știu.
Îi păcat de viața mea să nu mă petrec în ea, să nu mă petrec în ea. Primul pahar îl beau pentru mine, al doilea pahar îl beau pentru tine, al treilea pahar noroc, fericire, al patrulea pahar să trăiți la mulți ani. Primul pahar îl beau pentru mine, al doilea pahar îl beau pentru tine, al treilea pahar noroc, fericire, al patrulea pahar să trăiți la mulți ani. La mulți ani, frumos, să bea acolo, să nu mă răpară. Bine, acum adevărul e că bunii consumatori până la 4 țin evidența, de acolo e mai greu. Iau, alo? Alo, bună ziua, domnul Sergiu. Bună ziua! Mă cam ținut cam mult la telefon, dar nu e nimic, că da, așa de două duminici alerg după dumneavoastră și nu pot să vă prind. Am câteva versuri, dar nu le pot spune da, la televizor astea cu ținut. Am trimis și mesaje și nici mesajele nu le-ați citit. Ei, hai să vă văd aici cu la față, uite, ia să vă văd. Da. Așa, vreau și eu să mă auziți? Da, foarte bine, eu aud foarte bine. Vreau să dedic și eu toată mapa muzicală de astăzi, de Sfânta de Duminică, da, pentru toți telespectatorii de la TVR Cluj și pentru toți telespectatorii care urmăresc acest post minunat, pentru mine, pentru familia mea și pentru toți prietenii mei de pe Facebook, începând de la doamna Ileana de la Constanța până la domnul Gheorghe de la Sighet. Și vreau să fac o declarație de la mulți ani pentru cumnata mea, că pe data de 21 împlinește o frumoasă vârstă, Lucia Lucica din Pașcan, județul Iași. Da. Și pentru soția domnului Gheorghe de la Sighet, pe tot pe 21, doamna Anișoara Năsui, face și ea o frumoasă vârstă și le doresc multă sănătate și un călduros la mulți ani din partea mea și toate cele bune și o viață îndelungată cu multă sănătate și numai bucurii. De unde ne-a sunat? Și vreau și eu pentru săptămâna viitoare, aha, să urez și eu că se lasă postul de Paște, da, să le urez și eu tuturor românilor un post binecuvântat de Dumnezeu lăsat, pentru toți credincioșii și pentru toți necredincioșii, să fim mai buni, așa, și să fim cu scaunul la cap, aha, așa se spune, așa, să fim mai buni și realiști și să prețuim tot ce ne dă Dumnezeu în viață. Doamne ajută la toată lumea. De unde ne-ai sunat? De la Giurgiu. Din Giurgiu, mulțumesc. Mariana Argeșeanu de la Giurgiu. Mulțumesc, să rămână. Ia să mai citesc o dedicație. Uite, din Giurgiu, să vedeți unde mergem. Domnul Constantin Onilă, cred că, ne fiind diacritic, e mai greu. Nu fi Onilă, o fi Onilă, precis. Constantin Onilă din Priboeni, Argeș. Trimite gândurile cele mai bune mamei dumisale, Gheorghița. Cu toată dragostea. După ce arătăm că, uite, cântare cei doi interpreți de la Cerbul de Aur în engleză, o să ne cânte acum în franceză un cântec celebru, știți tot, și tineri, și mai vârstnici. O să ne cânte, am zis, Dalida! Adieu, monsieur, tout est fini. Quitte-moi et refais ta vie. J'ai préféré la fleur des champs. Toi le soleil de ses 20 ans. Mais si tu n'étais pas fidèle à ce qu'on disait mes amis, il faisait bon dans le logis. Adieu monsieur, j'avais du cœur. Elle a de champs un tracteur. Et moi je n'ai que mes deux mains pour semer le bon et le grain. Adieu monsieur, pendant que t'aimes, moi j'irai voir pousser les graines. Adieu monsieur, tout est fini. Adieu l'enfant, tu pars aussi. Tu pourras avoir des voitures comme dans les livres d'aventure. Je n'ai qu'une enfance et ma terre. Je n'ai qu'une amie, la rivière. Et
Uite, tocmai vorbeam aici cu colegul meu din platou, cu Florin, cu Ploscar, despre eleganța vremii, cum se intra pe scânduri, pe scenă. Frumos. Ca într-un altar. Vorbind despre revista Orașul, trebuie spus că ea este publicată în cel mai mult timp, nu știu dacă și acum, dar e publicată sub egida Uniunii Scriitorilor din România și a Uniunii Universităților Clujene. Deci asta e de ținut. Uite, să știți că veți găsi de toate, dar de înaltă cultură. Oameni, nume mari. Dar îmi place un citat dintr-un articol semnat de Ioan F. Pop, al Barc, zice așa: pentru ca răul să triumfe, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. Vi l-a reamintit. Atenție! Am avut o surpriză să găsesc aici un material semnat de Dan Drăghiciu, cu care am avut bucuria să ne întâlnim de mai multe ori prin bunăvoința lui prietenul nostru comun Ștefan. Domnule, fii atent aici. Să citiți, cei care puteți, că este vorba despre factura de energie electrică, o ecuație cu multe necunoscute de dumnealui. Și acolo ne spune ce înseamnă fiecare. TF egal cu PE, adică PE prețul energiei electrice achiziționată de furnizor pe piața liberă. Mă rog, nu mai știu eu chestia, că e tehnic și nu mă bag în prind. Dar o chestie frumoasă. Și o revistă frumoasă. Uite, domnule, simte, domnul Horea Bădescu scrie aici pe final. Frumos! Zice, cândva altă dată de mult calendarul vieții descris la pagina albă pe care doar vântul mai scrie pentru mâine mesaje. Da. Bun. O, da, da, dir, la, da, da. Ia dă-mi un telefon, domnule, să vedem cine e la telefon. Alo? Alo? Da? Bună ziua, domnul Vaida. Bună ziua. Vreau să fac și eu câteva dedicații. Ascultăm? Da, pentru ca Letizia... să vorbesc ca Dalida, jecut, da. Da. Pentru doamna Letizia Chirca din Luna de Sus, da, care face o frumoasă vârstă pe data de 21, doamna Anișoara Năsoi din Sighetul Marmație, pentru toți prietenii de la TVR Cluj care se uită la dumneavoastră, pentru prietenul Imi Gașpar și toți cei care mă cunosc. Bine. De la Ghireș Ramona. Tuturor, dumneavoastră, da, o zi bună și numai bine. Bună, vezi că voi să... Te-am pupat. Oameni buni. Și eu. Vine o solistă deosebită. Multă lume nu o mai ține minte, dar a avut câteva piese adevărate șlagre. Ea a plecat înspre muzica populară dinspre cântecele de factură clasică. Veți simți că are o voce de o anume consistență și este format. Nu cred că ați ghicit. Nici nu vă spun numele, uitați-vă.
parcă inima pustie, ui, mami, uișor. Olga Stănescu. Și talentată, și ce doamnă frumoasă. Distinsă. Alo? Alo? Păcat că ne părăsesc, tot oamenii este bun. Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua! Rozalia Cristofor, sunt de la Iași. Da, ziceți! Noi avem o sărbătoare mare în familie. Așa? Sora noastră cea mai mare, Lenuța Dranca din Pumoreni, Suceava, și data de 15 a făcut 77 de ani. Așa. Noi, frații care suntem mai mici, îi urăm la mulți ani sănătate și toate cele bune. Și ăștia suntem Maricuța din Pumoreni, Suceava, Ionică de la Siret, Anuța, adică eu, Rozalia de la Iași, Gabriel de la Rădăuț, Mihai de la Predeal, Angeluța de la Suceava și Vasilică de la Lisabona. Păi, sunteți împrăștiați dumneavoastră! Suntem împrăștiați în toată lumea și cinstim cu omenie. Da. Ziua din naștere a surorii noastre. Mulțumim de telefon, vă mulțumesc, aveți emoții. Acum, ca să nu zic eu mai multe, că nu mă pricep așa bine să zic despre, îl las să zică prin ce a scris aici. Am vrut să-l luăm la telefon, dar am zis că mai repede mă descurc eu. Ce zice domnul Ionel Vitoc despre președintele Fundației Culturale, cel care publică revista Oraș. Zice așa: vremurile prin care am răzbit, păi din 2006, e ceva, au fost deosebit de grele. Din 96, 19, da, din 2006 e fondată revista, am zis bine, să nu greșesc, când 96 e fondat, a apărut fundația. Așadar, vremurile prin care am răzbit au fost deosebit de grele, într-o lume dușmănoasă, oricărei acțiuni pentru spirit și credință. Din dorința de a conștientiza și a sensibiliza orășenii asupra habitatului lor, am căutat să creăm un mijloc de comunicare prin cultură, artă și civism. Aceasta a fost și este revista de cultură urbană Orașul. Animat de același crez, un grup de intelectuali de vârsta a treia și alți purtători ai unor certe experiențe acumulate, personalități recunoscute ale vieții culturale-artistice și științifice clujene, dascăl confirmați de comunitatea academică, au ajuns la concluzia că mai au ceva de spus și de transmis noilor generații, edificatoare și responsabile asupra viitorului vieții noastre. Credem că prin revista Orașul, comunicarea dintre generații s-a făcut în mod onest, neinfluențat politic. Calea aleasă n-a fost cea mai ușoară, mai ales în ceea ce privește obținerea de fonduri. O zicală veche spune: dacă nu este ceva, de ce să o fac? Noi totuși am făcut-o. Bravo! Ei, ăsta e Cluj, degeaba acum ne lăudăm, dar se poate. Nu mai zic nimic și atenție! Pregătiți-vă, că ce-mi place ce vine acum, din repertoriul internațional, ascultați-o, acolo la, în grupul, în band, cum se zice acum, în grupul instrumental, o să fie Vlad și la tobei tot, e un clujean de-al nostru, prietenii noștri, uitați-vă, hai!
noapte visez că ești din nou al meu, că-mi spui cuvinte de alin, cum îmi spuneai mereu. Ta-da-ta, dă-mi un telefon, alo? Hai că am rămas, hai să sune până adună. Să vă citesc, ia uitați ce frumos zice președinta Uniunii Scriitorilor Filiara din Cluj, doamna Irina Petraș. Ce frumos, deci revista s-a impus de la început în rândul intelectualilor clujeni și a celor 6 universități de stat din capitala Transilvaniei. Foarte. Iar președintele Academiei Române, domnul Ioan Aurel Pop, zice clar, orașul, adică revista, este un moment nemuritor ridicat în cinstea Clujului de arhitectul Ionel Vitoc. Frumos! Alo? Alo? Alo, bună ziua! Pentru prima dată la dumneavoastră în emisiune. No, să fie! Bine ați venit! Haideți! Cutariu George de la Buzău, din satul Colțeni, comuna Colțieni. Da, ascult! Aș dori și eu tot programul muzical. Da? Să-l dedic pentru toată echipa de la TVR Cluj și TVR 3, care preluați, ați preluat de la ei. Ei au preluat, noi pentru ei facem, da, ca să fie corect, da. Așa, din satul Lunca Frumoasă de aici, din Buzău, de comuna Pârsco, pentru familia Ene, pentru Adrian, pentru Ramona și fetele lor, Alexandra și Andreea, din satul Trestia, de Cozieni, pentru familia Andrei Constantin, pentru Viorica, pentru Gabi și Cristina, și pentru familia Rachieru Gheorghiță, pentru Nuțica și fetele lor, Andreea și Irina, și pentru polițaiul din comuna Cozieni, pentru domnul Azmarandei, da. Marinuș, vă mulțumesc frumos și o zi toate cele bune! Bine! Așa, ia să vă văd. Opa! V-am spus că avem și inserturi, cum și revista are în social. Dar trebuie privite lucrurile cu umor, că umorul e un dat al inteligenței. Ia uitați-vă ce vine și n-o să vă supărați pe mine nimeni. Hai! Bun. Țara noastră spunea că sunt gratuit și obligator. De care cetățean, datoria de onoare, procedezi la spălarea creierului sociu cu alte pe an. Este recomandabil ca membrii aceleiași familii să-și facă spălarea de creier împreună. Acest scop este dorit ca fiecare cap de familie să facă programarea în... Bună seara. În atenția cadrelor în administrație și ordine publică.
În țara noastră, spălarea de creierilor este gratuită și obligatorie. Fiecare cetățean are datoria să procedeze la spălarea creierului său cel puțin o dată pe an. Este recomandabil ca membrii aceleași familii să-și facă spălarea de creier împreună în acest scop. Este recomandabil ca membrii aceleași familii să-și facă spălarea de creier împreună. În acest scop, este dorit ca fiecare cap de familie să facă programarea încă la începutul anului. Guvernul a deschis centre de spălare regionale, departamentale și municipale. Orice prejudiciu, distrugere material, furt, incendiu, a oricui centru de spălare va fi sancționat prin spălarea totală de creier a vinovatului. Pentru persoana aflată în deplasare, există centre de spălare special amenajate în gări, aeroporturi, porturi, precum și pe șosele la fiecare 200 km. După fiecare spălare de creier se va aplica o ștampilă. După fiecare spălare de creier se va aplica o ștampilă pe actul de identitate al pacientului. Cei care vor încerca să se sustragă operațiunii de spălare a creierilor vor fi declarați dușmani ai armoniei sociale. Fiecare cetățean al patriei are obligația să-i omoare, să-i demaște pe... Fiecare cetățean al patriei are obligația de onoare, să-i demaște pe dușmanii armoniei sociale. Orice persoană care conține un motiv sau altul cu o singură spălare de creier pe an nu e suficientă, are dreptul și datoria să ceară încă una sau două spălări suplii mentare. Cu toate acestea, este interzis ca una și aceeași persoană să proceseze la mai mult de 5 spălări pe an. Este absolut necesar ca fiecare... Guvernul, datorită investițiilor masive în cercetare, este pe punctul de a pune la punct primele aparate de spălare a creierului. Este absolut necesar ca fiecare... Și nu e departe ziua în care fiecare familie, ba chiar fiecare cetățean, va avea propriul său aparat de spălare a creierului. Este absolut necesar ca fiecare nou născut să intre în viața socială trecând printr-o spălare de creier executată imediat după tăierea cordonului umbilical. Experiența dovedește că persoanele care au beneficiat de o asemenea spălare imediat pe naștere sau chiar în faza uterină se adaptează mai bine la armonia socială. Persoanele care se vor mai opune spălării creierului, chiar și după a doua sau a treia spălare totală a creierului, vor fi persoane care se vor mai opune spălării creierului, chiar și după a doua, a treia spălare totală a creierului lor, vor fi de creierul lor. Bună seara! Da, uite, și ca să fim în ton, cum s-ar spune cu ce a citit Horațiu Mărelele, aici în revistă găsiți un material semnat de profesorul universitar Viorel Hodiș, ipostaze agramate ale locuțiunii că să. Foarte interesant, e de citit. Bun. Ca să închei momentul ăla, Cornel Udrea zice aici, examen nu glumă. Ca să ocupi funcția de paznic de noapte la fabrica de ciorapi, trebuie să-ți prezinți în detail CV-ul. Ca să ocupi cele mai înalte funcții politice, nu-ți trebuie decât ciorapi. Alo? 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 Da, vă ascult! Să trăiți! Și dumneavoastră! Uite, mă uit acum la dumneavoastră la televizor. Da, vă ascult! Da! Dați-vă televizorul mai încet, volumul, dați-l mai încet, că nu ne putem înțelege. Și vorbiți numai în receptorul telefonului. Bine? Așa e, bine acum? Da! Cred că sunt de aceeași generație, că ne plimbam cu cercul, nu? Da, da, ziceți! Vă ascult, de unde ne sunați? De la Drăgășan, de la Vâlcea. O, la... mai aveți Pelin pe acolo? Ce să am? Pelin!
Nu avem pelin, avem vin de la bun, de Buturugă. A, no, bun, vă ascult. Așa. Ziceam să băgați o melodie cum era pe la Bauer. Astăzi nu pot, dar să urmăriți cele emisiunile ce vor veni și va fi și ea. Bine? Ca numai acum. Bine, vă mulțumesc de telefon. Hele și Ștefan, ziua bună tuturor. Domnule Sergiu, vă mulțumesc pentru că ați introdus clipuri cu muzică românească cu interpreți străini participant la Festivalul Cerbul de Aur din Brașov. Mulți dintre ei au devenit celebri după participarea la Brașov. Păcat că acest festival a devenit istorie. Felicitări pentru alegere. Poate să va gândi cineva la reluarea acestui eveniment internațional la Brașov. Să mulțumim sponsorului emisiunii noastre, restaurantul Chios din Cluj. Mai citesc una. Geta Vlaicu. Bună ziua, felicitări pentru emisiune. O zi frumoasă vă doresc. Și acum, țineți-vă bine ca să vedeți ce mai vine. Hai! Ștefan Cigu, v-ați dat seama. Liliana Lili, bună ziua, vă felicit pentru emisiunea frumoasă. Cu respect, familia Boca din Poșaga de Alba. Bună ziua din Madrid, zice Mena Udrea. Vreau și o dedicație tuturor foștilor mei colegi de la Ansamblul Folcloric Național Transilvania din Baia Mare. Că împlinesc 65 de ani de înființare. Îmi pare rău că nu am putut ajunge la revederea lor, dar am fost cu tot sufletul alături de ei. Vă mulțumesc din suflet. Oameni buni, ca să rămânem un pic în siajul a ceea ce
a cânta Ștefan Cigu. Uitați-vă! Eram doar un băiat, mă visam sus pe catarg, colindu-n mereu pe mare, spre orizontul aprins de soare. Eu, deși eram timidă, m-am gândit din prima clipă că ar fi cu aici cu mine. Și al de an am crescut cam deodată, am trecut pe aceleași străzi, stăteam chiar casă lângă casă. Succese de fetiță și deși roșam ușor de ochii tăi, voiam să fiu privită. Și an de an am crescut cam deodată, însă tu mă ocoleai spunând că nu-s de vârsta voastră. Viața e minunată. Vine Clujul pe la dumneavoastră, da. Doina Ardrean, duminică faină tuturor celor care se uită la emisiunea cu care ne încântați, domnule Serge. Toate melodiile de, pe care le dai să fie și înspre cei care te comentează. Frumos, bun! Stai să văd cât e ceasul, că avem pardon. O să mai citesc de aici, că altfel nu mă încadrez în timp. Borlovan, Mihai, Gheorghe Borlovan. Duminică plăcută și binecuvântată, să aveți multă sănătate. Ca să-mi fac datorie față de oamenii ăștia. Leontin Borșe, la mulți ani cuscului nostru din Brâsău de sus. Stai că din Paris, băi, din Paris, stai așa, din Paris scrie, stai să văd cine zice din Paris, domnule. Să vedem din Paris. Ola, nepotul meu de la Paris, să uită la televizor. Foarte frumos. Vă pupă pe toți acolo, ce să faci? Mă chemați la nuntă, băi. Bată-vă bine, lăsă vă bată pe toți. Stai să mai citim aici. Ce vine aici, ce vine aici? Ioan Sorin Pamarac. O dedicație înspre Ioan Lazar din Sibiu la împlinirea 78 de ani din partea soției Maria. Mulțumesc. Anca Borlan, vă mulțumesc. Vă salut, domnule Vaida, emisiuni super. Moderator pe măsură. Respectele noastre, familia Anca și Claudiu Borlan. Vasile Judele. Zice așa... în mesajul său. Nepotului nostru, Filip, care azi împlinește 13 ani. Vă rog o melodie cu Ovidiu Pierre, pur de Asomeș. Dacă se poate, cei mai frumoși ani ai vieții. Vedeți că ați greșit, că eu citesc foarte bine la prima vista, adică la prima vedere. Ați scris pierde, el e purdea. Da? Bun. Ați greșit cu degetul. Băi, dacă nici cu degetul nu ne mai descurcăm, ne-am dus. Așa. Oameni buni, ia să vedeți dumneavoastră, ascultați mesajul ăsta. Că vă sună tuturor, îmi sună și mie și tuturor din studio. Hai! Thank you.
ai greșit, din cazuri te-ai lovit. Dumnezeu așa a lăsat, bun și răi împreunat, la 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 la. Eu adunat la un loc, dar n-o dat la tăți noroc, la 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 la. Ce-ați-o știut de mult, că soarta nu-i de împrumut, nici norocul e vândut. De ai steaua norocosă, pe ce lume ți-s frumoasă, la 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 la. Dar e ți-usâta rea, vai și amar de viața ta, la 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 la. Ai răbdat și ai tăcut, astăzi le-ai spune pe toate, îi târziu nu se mai poate. Tot trecut anii ca focul, o zburat poate-i norocul, la 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 la. Ai copii și casă grea, s-o dus tinereța ta, la 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 la. Viața-i grea și multe cere, că nimic cum bine știm nu ne pică din senină, la 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 la. Iar ca să ai de toate, de multă trudă ai parte, la 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 la. Dacă-n viața s-a sfârșit, tu de-ajaba te-ai trudit, la 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 la. Nu-i avea pe câinte ori dușe, la 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 la. Băi, ia să văd cât mai am până-i gata. Ceva apuc să zic, uite, Marcela Chircu, toate melodiile înspre consătenii satului meu, natal, Dudescu, din județul Brăila. Lăpușan Viorica, doresc o melodie cu Iosif Ruscu. Iosif, auzi, de ziua mea de naștere, care a fost în 12 martie și o sărbătoresc azi. Joachim Vancea, zice, la început de primăvară, când ziua începe să stăpânească noaptea, doamne Letiția Chirca, din luna de sus, ani bogați, în primăveri calde și tuturor celor ai casei. Cu respect, Joachim Vancea. Ce frumos a zis. Stai, bă, să mai apuc să citesc una. Maria Cherecheș ne spune la mulți ani. Îi mulțumesc, doamne Mariana Argeșanu, care a vorbit cu noi pentru mesaj. Nicu Borhidan cu ardudenii lui, nu iartă niciodată, și Adriana Furca ne dorește o duminică binecuvântată, felicitări, stimă și respect pentru toți cei ce se uită la noi și pentru noi. Mulțumim, oameni buni! Ajunsărăm la final. Ne întâlnim duminica viitoare, să fim sănătoși. Intră postul, canonul cel mare. Pe vremuri îl făceam și eu, acum m-am mai stricat și eu. Nu l-am făcut, dar poate anul viitor. Post binecuvântat. Și țineți minte, nu contează ce consum, dacă nu ești delegat, postul minții bate tot. Să faceți numai bine, cât puteți, în frunte cu mine, doi reuși. La bună vedere!